Bună seara, lansăm astăzi un concurs care va face furori. Te crezi mai prost? Fiecare dintre noi se crede prost, dar cine este cel mai prost dintre proștii proștilor? Iată un lucru foarte greu de stabilit, de aceea ne-am gândit să organizăm un concurs care să stabilească ierarhii chiar și în acest domeniu unde suntem pe primul loc mondial, și anume prostia. În fiecare seară a concursului nostru, un VIP unanim apreciat pentru candoarea inteligenței sale se va întrece cu un repetent de clasa 1. În această seară, repetenta de clasa 1 este Cristina. Bună seara, Cristina! Lasă mai moale, ia înțeleg că nici tu n-ai fost un premiant. Bun, dacă pe Cristina am găsit-o destul de greu... Eram cu învățătoarea la o bere. În privința VIP-urilor am avut atâtea candidaturi pentru Te crezi mai prost, încât ni s-a blocat căsuța poștală. Toate solistele de muzică ușoară, toți fotbaliștii, maneliștii, toți membrii organizațiilor de partid, de tineret din România au vrut să se înscrie pentru a-și demonstra prostia fără margini. L-am convins chiar și pe Mircea Joană să renunțe la candidatură pentru a se înscrie la concursul Te crezi mai prostărac, un juriu de specialitate format numai din agenți de la Poliția Rutieră. A ales primul candidat din această serie de concursuri, și anume Marian, care este Vanghelie. Da. Deci acest juriu m-a ales pe mine. Bună seara, stimați telespectatori, telespectatori. Bună seara, domnul Iațu. Vreau de foarte mult timp o persoană fizică să vă cunosc. De când? De părerea că făceați copiii spun lucruri trăznite. Am și fost un concurent extraordinar, așa. Dar asta e, m-am născut prea devreme. Când v-ați născut? La două noapte. Cu noaptea ta. Bun! Astăzi vă veți întrece cu Cristina. Cristina este o mare și notorie repetentă de la școala 21 din Băicoi, județul Prahova. Băi, Vanghelie, te pui cu prostia mea? Eu am fost repetentă și la grădiniță. Da? Deci pe mine nici măcar nu m-a primit la grădiniță. Eu sunt atât de proastă că mestec plastelină pe post de ciungă. Da? Eu sunt atât de fraier și de papagal și de baibuțul meu părit, că dacă intru într-o încăpere, da, și stic lumina, după aia prind un chibrit ca să văd dacă am stins o bine. Eu sunt atât de proastă că am să sar cu paroșita de pe un bloc de desen. Eu, pe persoană fizică, s-a dat prost. Încă o dată la o îmbărbătare, a scris la mulțea pe colim. Gata, 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 începem. Sunteți pregătiți? Suntem. Pe persoană fizică. Prima întrebare. Cine nu știe cât fac 2 și cu 2? Habar n-am. Nici eu. Foarte bine, egalitate. Întrebarea a doua. Ce a fost mai întâi, oul sau găina? Vanghelie? Eu. Eu. Deci mai întâi, pe persoană fizică, a fost cocoșul. Nu, îmi pare foarte rău. Următoarea întrebare. Câți copii au avut Adam și Eva? Vanghelie. Deci, eu, Adam și Eva, aceste două mari personalități ale culturii și civilizației internaționale umane, a avut 2 copii pe persoană fizică, pe Cain și pe Abel, care, de avut femei preajmă, a devenit homosexual, ceea ce o la mine sector cu permit pe persoană fizică. Deci ce feretar să se știe care stut să se ascundă de mine. Jalnic. Ultima întrebare. Cine a pus primul picior pe lună? Cristina. Teo, când era grasă. Așa s-au format craterele. Foarte bun răspuns, dar nu este acesta răspunsul. Vanghelie, cine a pus primul picior pe lună? Care lună? Cum, care lună? Pe august, septembrie, care? Doamnelor și domnilor, cred că avem un câștigător în această seară. Este nimeni altul decât Marian Vanghelie. Uitați la cameră și știți ce aveți de făcut. Dragă cameră, stimați telespectatori care vă uitați la mine și gura mea și la ideile mele, sunt mai prost decât un repetent de clasa 1. Vizita reginei Elizabeta Marii Britanii continuă cu masa festivă. Păi let's, cum să zice? Eat, bre! Let's eat, bre! Răspălirea face, dar toate alea mai țin. Lasă că am tot în halc așa că... Lasă că am tot în chestii în post! Da, dă mai repede ceapa și măzlinele astea, mai înțeles, dă coace așa. Nu, iubiți de brânză, pe ce să lasă, Adrian, ce să lasă? Nu, 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 Na 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 na
așa pui eu. Stimați spectatori, mi se pare extraordinar faptul că domnul președinte face jogging într-un parc din sectorul 5. Domnule președinte, aș vrea să vă pun câteva întrebări, dacă se poate. Da, spune, ce dorești? Câteva întrebări? La, ești țigancă? Nu. Ești împuțită? Nu. Ești armeancă? Nu. Bine, hai să pasăm. Știți, aș profita de această ocazie. Decât să profiți de această ocazie, mai bine ai profitat de acest președinte, că multe au profitat și multe au obținut lucruri frumoase. Are lista Ludovic Orban. Zi mai departe. Da, cred că pe telespectatorii ar interesa să știe unde și cum a dispărut flota. Ești o gol! Uite, pentru că suntem în cadrul ăsta mai intim, o să-ți fac o confidență. Eram la transporturi. Ce vremuri. Și am cunoscut un arab bătrân și bogat care era pasionat de artizanatul românesc, domnule. Și ăsta vroia o flotă din zona Dobrogei. Eu am înțeles flotă, am înțeles, am vândut. Să ziceți mersi că n-am vândut și mă apărașele din Herăstrău. Și mai departe. Știți că ați spus că rușii sunt interesați ca Marea Neagră să devină un lac rusesc. De unde v-a venit? De unde mi-a venit ce? Ideea. Care idee? Cu lacul. Care lacul? Cu rușii. Mi-a venit din capul meu genial și chel, măi. Da, dar asta a spus-o, după cum știm, Petru cel Mare. Ăla e un găozar, a furat-o de la mine, domnule. Cred că telespectatorii nu au aflat cum și unde a dispărut flota. Măi, și... dar tu ai o obsesie, măi, fată. Vrei să-ți răspund la această întrebare ca să lămurim pentru totdeauna? Răspunsul la această întrebare se poate deduce din aceste foioace, din niște foforizante, niște brehoescuri și tutiflinguri, niște bezapenghiuri obținute prin biscuire. Ai înțeles? Nu ai înțeles? Mă scuzați puțin. Da. Alo? Da? Sunt la emisiune, nu pot să vorbesc acum. Tot telefonul îmi face găuzat.